Cu glasurile stinse de durere, israelienii își cântă imnul și se roagă pentru ca cei răpiți să se întoarcă acasă. Pentru cei care nu mai sunt, un minut de reculegere în toată țara. 7 octombrie 2023. Teroriștii intră în chibuțurile de lângă linia de demarcație, cu parapante, camioane, motociclete, înarmați până în dinți. Dau năvală în casele israelienilor care locuiau la 2 km distanță de Gaza. No. My child. No. If I will kill you, I will kill you here. No. I will not kill you. I will kill you. Laura venise la Festivalul Păcii împreună cu soțul ei și mai mulți prieteni. A supraviețuit rafalei de gloanțe și furie a teroriștilor. See one hole here at the AC. That they saw there are people inside the van. My husband speak Arab and he heard them saying there's people live inside, come here. So at this point we all said goodbye to each other. I prayed to die and to die quickly because I knew that I preferred to die than to be taken hostage to Gaza Strip. După ce au făcut măcel, teroriștii au început să răpească oameni. De o lună, viața lui Avishai Broduci e un coșmar. Teroriștii Hamas i-au răpit copiii și soția. You know, it's been 31 days and that's too long to be without my kids and my wife and for them to be held captive in a foreign place, you know, underground, in a small room, and I don't know in what situation they are in health-wise, or, you know, if they're being fed, taken care of. So I can only hope that everything is all right. În cele 31 de zile au fost eliberați doar 5 ostatici, 5 femei din 242 de persoane răpite. Familiile disperate cer autorităților lumii întregi să facă tot posibilul ca să-i aducă acasă. Au făcut o asociație și se pregătesc să dea Hamas în judecată pentru crime împotriva umanității. Pe site-ul Hamas Massacre sunt strânse probe ale masacrului din 7 octombrie.